Bunaciu este unul dintre oamenii cei mai veseli și mai zâmbitori pe care i-am cunoscut vreodată. Și asta pentru că viața i-a oferit cele mai mari surprize. La 21 de ani descoperea că are leucemie, iar după 2 ani de tratamente, un medic din Germania o sfătuia să plece repede în propria ei țară pentru că mai are doar o săptămână de trăit. Astfel ajungea în mod miraculos în Italia și acest fapt era posibil pentru că o italiancă de 80 de ani, care nici măcar nu o cunoștea, dona pentru ea câteva zeci de mii de euro. Astăzi, după 24 de ani, este stabilită în Franța, căsătorită cu italianul Salvo pe care l-a întâlnit chiar în perioada spitalizării și care trecea printr-o experiență similară, iar ea, Monica, luptă cu toată abnegația pentru bolnavii de leucemie din România. Monica Bunaciu, ai o viață ca un roman. Există destin sau destinul ne-l facem noi? Ambele răspunsuri sunt corecte, în sensul că eu cred că fiecare om are o misiune pe acest pământ, are ceva de făcut, dar drumul pe care îl alegem pentru a atinge acel obiectiv este făcut de noi. Suntem 100% responsabili de calea pe care o urmăm și de modul în care ne trăim viața. Hai să ne spui în câteva cuvinte. În urmă cu 20 de ani, da? Ai fost diagnosticată cu o leucemie. Nu e mult spus să adaug în fază terminală. Un medic din Germania a dat verdictul că mai ai de trăit o săptămână și că atunci ar fi bine să te întorci în România pentru că drumul costă mult. Nu doar drumul, a fost mult mai dur, da, mult mai cinic, da. Ce ai simțit atunci? Inițial am intrat în depresie și mai suportam să stau în cameră. Aveam impresia că sunt deja în sicriu, pentru că el chiar a folosit acest termen și cumva mi-a ancorat ideea de moarte și de sicriu și de așa. Și țin minte că, deși nu puteam să merg, mă târa sora mea ca să ies să fiu la lumină, să fiu așa. Și după aceea am avut marea șansă să am un tată extraordinar, un luptător și un găsitor de soluții, care a zis, nu plecați nicăieri, nu veniți nicăieri. El era în România și el era responsabil de strângerea banilor, de găsirea de soluții, de tot ce înseamnă. În Italia l-am întâlnit pe medicul meu, care am avut marele noroc că era foarte credincios. Și a spus că, într-adevăr, nu există, statistic vorbind, nu am nicio șansă. Dar că dacă eu vreau, el încearcă. Și într-adevăr, când m-a văzut medicul din Germania, tot așa, mi-a ancorat ideea că sunt monstruoasă, că sunt diformă, că sunt deja, că nu mai sunt nimic, că sunt ceva de aruncat la gunoi, adică nu mai eram oflată. În cât timp ajunsese în starea asta, când ai aflat? În doi ani. Și eram umflată de la cortizon, plină de bube, eram cheală. Tratamentul eram... în România n-a fost posibil atunci. Am făcut chimioterapie, dar în condițiile în care nu exista nici măcar baie la salon. Era o singură baie cu urina de 10 cm pe toată secția. Nu exista cateter. Revenim la medicul din Italia care te-a preluat. Medicul din Italia, într-adevăr, a întors în capul când m-a văzut în ce hal eram. Eram cu arsuri pentru că nu mai țineau venele și atunci mi-au administrat inclusiv chimioterapie fără glucoză. Și după aceea am stat cu sora mea de vorbă și ziceam, dacă nu fac nimic, mor. Dacă fac ceva, poate mor, poate trăiesc, dar am o șansă. Hai să încercăm. Și am încercat. Cât a durat tratamentul în Italia? Deci a fost o lună de chimioterapie, după care a fost chimioterapia, radioterapia și transplantul. Și datorită complicațiilor am stat 5 luni în camera sterilă. În tot acest travaliu, între ghilimele fie spus,
în tot acest purgatoriu, te-ai gândit la Dumnezeu, ai simțit că e o forță care te ajută, care te susține? A fost un parcurs de aproape 3 ani în care am trecut prin toate stările. Știu că ai fost și în coma. În 94 am descoperit leucemia. Atunci m-au mințit și părinții și medicii și toată lumea. Și mi-au spus că am TBC. Și asta a fost cumva, după timp, după atâția ani, îmi dau seama că a fost în avantajul meu, pentru că eram preocupată să-i prind cu minciuna. Deci era cumva de-a fața ascunsele, era așa o perioadă de câteva luni în care nu mă mai preocupam de boală, mă preocupam de cum îi prind, să văd, să le urmăresc mimica, să văd non-verbalul, ce îmi transmit, până unde mă mint, de ce mă mint, cum așa. Și atunci nu mai eram atentă la probleme. După aceea am făcut prima recădere și bunica mea provine dintr-o familie de boieri, ctitori de biserici, deci foarte, foarte credincioasă. Și după prima recădere, în 4 iulie, eram cumva disperată și eram cumva dezamăgită de tot ce s-a întâmplat și dezamăgită de medicină și de evoluție și de tot. Dar poate că tot Dumnezeu te-a trimis la medicul credincios din Italia care te-a salvat. Eu cred că Dumnezeu ne pune în niște situații, adică nu ne pune El nicăieri, dar ne oferă ocazia să trăim anumite experiențe care ne sunt necesare pentru a evolua și pentru a ajunge la un alt nivel spiritual, personal, practic la un alt nivel din toate punctele de vedere. N-aș fi cea care sunt dacă nu l-aș fi întâlnit pe medicul din Germania. N-aș fi cea care sunt dacă n-aș fi avut leucemie. Adică faptul că medicul m-a confruntat cu moartea m-a ajutat să-mi dau seama că am ceva de rezolvat. Am niște sentimente pe care trebuie să le înfrunt, să le rezolv, să mă vindec emoțional de anumite traume din copilărie, din trecut. Fiecare din noi are traume. Că n-au înțeles ce spuneau părinții, că n-au înțeles comportamentul lor, că n-au înțeles, nu știu, că au probleme. În general, nu se îmbolnăvește oricine de leucemie. Atunci când am intrat în coma, am intrat pentru că îmi doream să mor. Pentru că mi se părea că ai mei suferă mult, prea mult. Nu existau bani, nu existau campanii de strângere de fonduri, nu aveam bani ca să plătesc toate terapiile pe care le făceam. Am întâlnit într-adevăr oameni deosebiți, atunci am învățat ce e ăla voluntariat. Erau voluntari care veneau și era o zi bună la geam, că eu eram într-o cameră sterilă, deci îi vedeam doar la geam. Și am zis, gata, vreau să mor, să scape și ai mei, să scap și eu și să se termină cu bâlciul ăsta și cu durerea și cu frustrările și cu toate. Și bineînțeles că, în general, când îți dorești ceva, cam obții. Și am intrat în comă și mi-aduc aminte doar că simțeam o iubire imensă și simțeam că sunt atât de importantă și că pentru ai mei era important să trăiesc. Indiferent cât sacrificiu ar fi trebuit să facă și indiferent cât de greu le-ar fi fost, ei își doreau ca eu să trăiesc și erau dispuși să plătească orice preț. Și simțeam că acei voluntari își făceau timp din timpul lor, din energia lor, din banii lor, pentru că după aceea am aflat că făceau chetă ca să strângă bani, să-mi cumpere mie pijamale, să-mi cumpere mie apă, pentru că noi nu aveam bani nici măcar de o apă, deci nu aveam niciun ban. Când am ajuns la gară, ca să ajung la spital, a trebuit să mergem pe jos, adică să mă târască mama și cu sora mea, că nu puteam să merg, pentru că nu aveam bani de taxi. Deci nivelul financiar la care eram era undeva la nivelul minus
Și mi-am dat seama, oamenii ăștia nici nu mă cunosc. Și fac atâtea sacrificii pentru mine. Cât timp ai fost în comă? 3 zile. Și am zis, wow, ce importantă sunt și ce tare și trebuie să trăiesc și trebuie să... Eu vreau să trăiesc pentru că am ceva, am o misiune, nu știu care, dar am o misiune pe pământul ăsta. Mai am încă ceva de făcut aici. Și mi-am revenit și eram paralizată. Dar eram foarte fericită. Eram atât de fericită, deci aveam acea pace interioară. Deci fericirea aia nu se compară cu nimic, nici cu fericirea când te căsătorești, nici cu fericirea când ești îndrăgostit, cu nicio fericire, când iei examenele, când obții ce vrei tu. Nu se compară, e altceva, e cu totul și cu totul altceva. E o pace interioară, o senzație în care ești dispus să accepti orice, pentru că nu-ți mai pasă. Deci putea să cadă pământul lângă mine, nu, puteam să mor, deci acceptam orice.